părinților le lipsesc fondurile financiare care să vă aducă ghiostane noi. Organizații non-guvernamentale care s-au sediul, și au sediul în Constanța, dar care doresc să aducă binele, să aducă un strop de fericire în ochii voștri. În fața noastră, voi copii, sunteți cea mai mare avere a comunei noastre. Voi trebuie să știți să treceți clasă de clasă, a întâia, a doua, până la a 12-a. Să luați examenul de capacitate, că nu i-au învățat pe copii, deși sunt tot aceiași profesori care învață și de la clasa 5. Noi am învățat tot la cumpăna. Mare parte dintre noi, nici pe departe, n-am avut acele condiții în școală. Primăria și Consiliul Local Cumpăna, cel puțin în cei 17 ani, aflându-mă 17 ani de mandat, întotdeauna am pus pe primul loc educația și sănătatea. Ca de dovadă, rămân în urma noastră alte, o școală construită în 2004, Banca Mondială, e acolo, altă școală construită, grădiniță, construite sunt două, pentru că erau în paragină, una este construită din temelie. Veți beneficia întotdeauna de tabere gratuite, așa cum au beneficiat copiii. Avem copii aici care au fost în tabere? Cine? Cine a fost? Auzi, copii care învață. Bravo, câte sunteți? Trei. De ce, mămica, ați fost în tabere? Pentru că... Pe ce loc sunteți în clasă la clasamentul școlii? Trei? Sau ce loc ați zis? Trei. Ați auzit? Ați auzit? Învață, doamnă! Și sunt copii și de miliardar la cumpăna! E adevărat, sunt mai puțini. Părintele ăla poate să-l ducă la meditații, la ore suplimentare, să-i pună la dispoziție orice sursă de informare, de cunoaștere. Nu, dar ei învață singurei și învață fiind pot. Tocmai de aceea nu-mi este rușine să mă duc și în genunchi să stau să cer la ONG-uri, la agenții economici, copii care servesc masa la cantina socială din comuna Cumpăna, cantina socială care este creată în parteneriat primărie, biserică, școală, medici, poliție și absolut toată lumea, doar pentru 24, Asociația Mâini Unite dăruiește astăzi aceste ghiozdane. Poftim, uite acolo. Aduceți-i de acolo și ce vă trebuie. Veniți aici cu ce aveți. Așa. Stați aici, nu o fi chinite cu el, de acolo, acolo. Hai. Ia, mamă. Așa. Tu înveți, te duci la școală? Cum va mama să nu vezi? Bine? Bune, sunt pentru tine. Sănătate. Să nu abandonezi școala, că după tine sunt. Da sau nu? Și ea mață foarte bine. Bravo. Pășapca ta, așa? Frumoasă? Bravo. Bravo. Stai să nu-ți lase doamna Ruș. Poftii primește de aici și spune-ți frumos mulțumesc, dragii mei. Să fiți sănătoși, Totoș Simona Cecilia, 10 ani, 4B. Dar tu ce ai făcut? Ai rămas repetentă un an? Dar atunci de ce? Te-a dat mai târziu la școală sau pe tine mai devreme? I-a dat mai târziu la școală, că nu aveau certificate de naștere. Tot noi le-am evidența populației și stare civilă i-au ajutat pentru întocmirea certificatelor. Sunt cei care stăteau în zotenie? Da, da. Trei vă ține Eliza? Da. Aoleu, nu ca o mamă. Te mulțumim pe mea, Agelia. Vino la mine, te pupam. Vino să te îmbrățișez. Bineînțeles că are primește bursă. Primește bursă, doamnă. S-a deschis pe tine? Hai că ține închisul. Așa, lasă. Nu se împiedică. Pe unul la Laurențiu Marian, 10 ani. Frumos. Pe voi cine v-a spălat? Cine v-a îmbrăcat? Cu cine stați? Eliza, sora voastră? Cu doamna Lia, cu doamna cu copilaș mic. Care e și cu ea în clasament și cu de educația. Se vede. Pentru că vă știu eu din ce familie la fel. Bravo, mamă, să vezi cu el, da? O, că am mâncarea, mamă. Ce bine are acest copil? Că mama sa era plecată de mic pe unde și tatăl s-o îngrija singur? E adevărat? Această familie? Da. Unde ne-am dus cu solarile acasă, unde ne-am dus cu toate cele părbije? Da. Bravo. Bravo, bine. Tu ești Făun Laurențiu. Tămâianul Ioan Sebastian. Cu Roia Alexandru. E venită mamaia la
ce ați ales să vă implicați în acest proiect? Timpul este foarte, foarte mult de când ne-am apucat să facem asta. Undeva de mult, văzând copiii că sunt amărâți, văzând că au nevoie de ajutor, chiar și cei maturi. Nu le-a surât soarta. Am zis că putem să facem asta cu toții. Și eu împreună cu colegii mei și cu președinta asociației René Crosman, care se află acum în Ohio, am hotărât să facem asta în toată lumea, nu numai în România. Nu, indiferent de apartenență politică, de, eu știu, convingere religioasă, trepte sociale, deci la noi nu intervine asta. Noi ajutăm pe oricine are nevoie de ajutor. Câți copii aveți? 12. Cum vi se pare acest ajutor, mic ajutor din partea primăriei? Este bun venit, adică al familiei. Ați scăpat de... De unul. De unul. Da. Ce și-ați primit acolo? Caiete, penare, pixuri, scrilouri. Acest gest este un gest deosebit, deoarece încearcă prin aceasta să ajute acești copii care au nevoie pentru viitorul lor și pentru a încerca să-i educe. Depinde foarte mult și de fiecare elev și de părinții sau de cei care încearcă să-i ajute să-i educe și asta. Este foarte important ceea ce a zis, pentru că cei 7 ani de acasă nu se învață neapărat la școală. În primul rând, încep de acasă. Începe un nou an școlar și nu toți copiii din Cumpăna au avut posibilitatea să se pregătească corespunzător pentru acesta. Primăria Cumpăna le-a dat încă o dată o mână de ajutor. Despre ce este vorba exact? Din păcate așa este, sunt familii cu probleme sociale și cu primăria a venit să sprijine aceste familii, mai bine zis, pe copii, pentru că unii dintre părinți nu merită să fie numiți părinți, nu merită să aibă această titulatură. 104 copii au primit astăzi ghiozdane în care erau, bineînțeles, așezate frumos și rechizite, care să le fie de folos copiilor, începând de la clasa pregătitoare până la clasa 12-a, după cum bine ați văzut, sau chiar și copii care se află la a doua șansă, formă de învățământ care este atât de binevenită pentru a nu lăsa analfabeți în urma noastră. Am văzut că nu s-a făcut rabat de la calitate, au fost cumpărate rechizite și ghiozdane de calitate, au fost luate lucruri bune. Suntem prea sărași care să cumpărăm lucruri prea ieftine și le facem cu suflet. După cum bine ați văzut, pentru 24 de copii veniți la cantina socială zilnic să mănânce, să servească o masă caldă, cantina socială care funcționează de 17 ani de zile în localitate, în parteneriat cu biserica, cu Asociația de Dezvoltare Comunitară. Pentru acei copii, Asociația Mâini Unite din Constanța, cărora le mulțumesc încă o dată, au venit în întâmpinarea acestor copii. Și dumnealor, de asemenea, nu doresc să facă rabat de calcă la calitate, pentru că interesează ca ceea ce dumnealor oferă, tot de asemenea cu ajutorul sponsorilor, să fie într-adevăr de un real folos. Ceea ce le-am spus eu copiilor, puțin mai apăsat, a fost doar faptul că îi voi urmări de-a lungul anului școlar, împreună cu echipa din cadrul primăriei și Consiliul Local Cumpăna, de fapt a Serviciului de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru că există serviciul SPAS în primărie, așa se și numește el, unde inspectorii de asistență socială, calificați, titrați, am ajuns la nivelul de a merge acasă, a lua copilul cu mașina primăriei, să-l ducem la control medical. Ba mai nou, după cum bine ați auzit, ca să nu punem în pericol viața, sănătatea tuturor celor 1362 de copii ai Liceului Nicolae Dumitrescu din localitate, interzicem unui număr de 2 copii să intre în școală până când noi luni nu ne ducem cu poliție, dacă este nevoie, să luăm mama, să luăm copiii, să-i ducem la medic, specialist TBC, pentru a face analizele medicale.